Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit la nou videoclip. Este ora 5 dimineața. M-am trezit cu laptea în cap. Dar ce să vezi că am văzut lucrurile, fraților. Am și pe aici. Am și pe ghiozdanul ăsta. Să vă arăt și în spate. Ok. Toate lucrușoarele le dau, fraților. Să avem și horn de la centrală nouă. Jocuri, CD-uri cu muzică, joystick-uri, calculator, tot ce se poate vinde. O, mai stau cu ele, frate. Mi-am luat cabinet archei și trebuie să mă ocup de el. Așa că o să întrebească niște bănuți ca să-l poți face ca lumea. Da. Da, oameni buni, ați văzut, portbagajul e full. Am să dau și eu din lucruri că să scap de ele. Nu vreau să fiu samsar, dar o să le dau cu cât le-am luat, merg, ca să pot să le dau și mai repede, să scap de ele. Și voi vedea ce trebuie să cumpăr pentru arcade-ul meu. Vă doresc vizionare plăcută. Haideți să vedem ce vindem. Nu mai dă rest. Bă, mersi. Ăștia se deram. Da, am obcut și de astea, dar am și prinderea la ele. De 18. Le dau și la bucată. Nu e problemă. Procesoare Pentium 3. Am și un i5 și un Pentium 4. De PS2. Ăsta e 5 lei, ăsta e 10 lei, ăsta tot 10 lei. Sunt cu probleme? Ăsta de aici e cu probleme. Ăsta la altul, ăsta e 20 de lei. Ăla de PS4 30 de lei. Ăla din Nintendo Switch 40 de lei. Ăla e pe ăla i-am pierdut wireless-ul de la el, 5 lei. N-ai ce să mai faci la ăla. E de calculator ăla. Le-am folosit, le-am probat. Funcționează, dar mai trebuie restaurate. Ăsta funcționează, dar trebuie să-i cumperi ciupercă, e spart un pic, de aia îl dau cu 5 lei. Cât e un CD-ul ăsta? Ăla e 30 de lei. Alea cu 3-4 CD-uri și celelalte sunt 15 lei. Cum zice la asta? Pompa de apă. Nouă. Hop. Deci mai puțin nu le dau. La prețul... Înțelegi cu că le-am luat. Deci nu vreau să... Din păcate nu, mai mult pe vintage sunt și cred că aveam două CD-uri, dar de fotbal, nu știu unde sunt. Și alea peste tot le găsești. Stai așa, era undeva. Oh, aute. Să nu fie gărul. Cât e, cât am zis, 5 lei. Zece lei, 25. Okay. Ce? Console Nintendo? Nintendo Wii, de astea? Nu, DS-ul. Am un DS, dar nu le dau. Și știți care e chestia? Astea care sunt mai scumpe așa nu le aduc aici, că nu le cumpără nimeni. Și nu vreau să le dau la aici. Înțelegi? Am un Super Nintendo acasă. Păi numai pe ăla e vreo 3 milioane și dischetă, o dischetă e 2 milioane. Păi dacă vin cu ea aici, uite, am o dischetă. Am luat-o după eBay. Poftim? Da, e camera. Ia zi, șefule. Ce-a luat? Da. PS Vita. Și-a luat 650. Da. A luat și joc. Aute, rami. Jucării. 15 lei bucata. A, 15. 15 lei? Da. Dacă lași mai multe, lași la preț dacă iau mai multe? Maxim 10 lei. Ia uite. Da, 250 de lei?
cât ai dat pe el? 50. De la omul ăsta? Ai un încărcător din greșeală? Da, adică cred că da. Momentan nu este. Da, este așa. E încărcător de la mai pătrat. Da, așa. Nu, mă, ia lui domnul. Vrea să vadă dacă am un încărcător de la el. Nu, ăsta nu. Nu, ăla cred că era, că sunt alte. Majoritatea sunt alte, așa. Ăla așa, așa. Și ăla de Anglia, cred că. Da, ăsta de Anglia. Dacă ai de la... Stai așa o secundă, că am eu un de la parcă. Ăsta-i de DS normal. Ăsta-i de DS normal. Stai așa o secundă, ia. Alo, e primul. Uite, șefule. Dacă am uitat de exterior? Instalația? De exterior, da. Dacă am? Nu, dacă este. Nu, 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 de interior. La cât e asta? Ai înțeles? Iată. La cât e? 15 lei. Uite. E asta? 20 de lei ăla. Astea, ai vreuna bună? Da. Două sunt bune, una e stricat. Adică? Adică stricat în sensul fișa de la... Fișa, ți-am zis eu. Nu. Și e și modat. Nu-l vrei, nu? Nu. De 10, de 10, da? Nu. Două? 20 de lei. Nu lași la 5 lei? E prea puțin. Am dat pe el și cât am dat? 30 am dat pe el. Se las că vreau să... De asta 20 de lei. Dar diferă. 3DS, 2DS. Ăsta ți-l las cu 20. Patana. Parcă 20 patana pe el. Înțelegi? Hai, lași pe 10 lei, cum mai schimbă. Cât am zis? 15? Da. A, ce să mai dă, ia-l de aici. Ia, că până la Crăciun. Vreau 15 pe ăsta? Da, mă, 15, mă, 15. Da. Rami, 5 lei bucata. Și aia alții din dreapta sunt sederam de 256, aia-ți 25 de lei bucata. Restul, 5 lei. Da, și ăla negru, ce mufă are? Ăsta? Nu, 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 ăsta de aici. Tot de Nintendo. Ăsta? Da. E o mufă mai lată, s-ar putea să fie 3DS. Deci pe astea nu le las la preț. 25 de lei bucata. Vezi că domnul am pus-o separat aici, ca să nu se zgârie sau... Asta? Asta? Are și încărcătorul la el, e al meu. Da. Nu-l mai folosesc. Am televizor smart. Cât este? Da. 40 de lei. 20 îmi dai tot. Ha, mai dă 20. Deci 35, da? Ce? Și cu discul. Sau ți-am dat pe disc? Nu, nu mi-ai dat, nu mi-ai dat. Ia să vedem aici care-i treaba, ia vezi. Stai așa, ia, dă-mi. Deci, una, două, trei, patru, cinci. Hai, dă 65 de lei pe ele. Plăcere. Da, să scap de ele. Zi, șefule. Bă, zi, bosule, că las la, adică cu cât le-am luat, atât le dau. Ce? O să mă mai uit să văd dacă... Da, sigur, ia, nu. Oricum, acum ți le las la 10 lei. Stai așa o secundă. Am și cameră de la Logitech. 50 de lei. Aia care făceam live cu ea. Mi-a dat o doamnă, unul mai full HD. Ăsta e pe 720. Vreau un control de PSD, ăsta bun. Păi ăsta l-am păstrat pentru tine, mă, ăsta e recondiționat. Ai înțeles? Eu l-am recondiționat. Deci recondiționat. Cât să zic, mă, mâncă? Zii tu, mă, cât? Păi nu știu, 20. Dacă vrei 20, nu știu. Dă 25. 25, că... Da. Plăci video? Vintage? Asta tot la 10 lei le lași?
15. Alea la 15 le las. Sunt ca un, stai ca un. Pe toate le-am ascultat la mașină. Deci funcționează toate. De bine că sunt mai și zgâriate, nu pot să zic. Dar cu asta ce faci la pensă? Deci cum erau înainte pe astea cu camere video. Probabil că fi fost și un joc. Dar știi care chestia? Asta de la PS3, boss. Nu, e PS2. E ăsta cât? Zece lei ăla. Nu prea-mi place nici mie. Ăla nu prea-mi place. Pă, la atâta l-ai luat, nu? Da. Ok. Uită-te să vezi. Da. Uite ăsta din față de pe... Da, da. Trebuie să văd dacă mai iau ăsta cu Marie J. Clives. Asta pentru ce mașină e? Da. Până la urmă dai și Veronica ăla, nu? Păi Rodica îl dau. Da, funcționează, mă, pe baterie, am baterie la ea. Ia stai. Cred că s-a consumat. A, uite. Uite, vezi? DJ Bobo. Se vadă un mic. Placă de bază pentru pentru un 4. Dual channel. PS2 la ce masă? Astea mici? Nu, alea mă. Alea cu două joystick-uri, da, da. 100 de lei, cu tot complet. Dar asta nu necesită încărcător, adaptor. Adaptor, da, știu, e de la prețea ala. Da, da. Obișnuită ăla. Da. 100 de lei. Nu l-am șoc tot 100 de lei. Aspiratorul funcționează, încarcă. Presul? 40 de lei. 10 lei am dat pe încărcător și 30 pe ăla. Și de la Roveta. Ai adus și ai, ce-ai găsit și tu, a? Da, și, păi... Și ce-a mai fost de folos? Da. Poftim? Asta le-a luat la 10 lei, alea mari? Toate? Da. Dăm 40. Dacă mai am 40 de lei la mine. 35. Dăm 35. Mersi. Și eu. L-am și... Astea trei, da? Da, da. Cu plăcere. Să aveți o zi bună. Deci tot ce se vede aici e de vânzare. Black Friday. Mă apucă 12 cu ele? Dacă le... Da, da, pe la 11 o să stai, că nu o să mai... Da, da, am venit la 5:30, la 5 era tot, toate... Ăla este un convertor, îl bagi la PS3 să joci cu joystick-urile de PS2. Da, am înțeles. Și merge și la PC. M-am jucat pe el, adică cu el. Adaptoare. Ce se găsește până... O, șefule! Uite taravă frumoasă am! Și competiția acolo. Bă, nu știu, eu vreau să le dau așa, să scap de ele. Da. Astea două sunt câte 15 lei și ăla-i 25. Am și eu la PC-ul meu. Deci eu așa de silențios nu se aude. Dacă mai e ceva, poate cine știe. Mai negociem. Ia uite. Bă, ia uite, mă, mai am niște rampă aici. Și asta e. La data o vedeți? Nu, e pentru depozitare. Și cred că una din ele e spartă. Au.
spor la vânzare. Mulțumesc mult. Cred că mai bine le extrag aurul de la ele. Da, dar să ne uităm. Uite-te, te rog, nu mai știu unde naiba sunt. Băi, ăștia-s de DR2, lasă-i așa aici. Unu, scuză-mă, ăia sunt unu. Și ăștia, ca să știu ce preț le dau. Ăștia-i Segeram, mai vechi. Și aici am un prăștietor de ăștia. Ăsta la fel. Și ăsta. Tot de DR1. Și ăsta la fel. Nu mai știu unde sunt. Dacă stai să te uiți la ei, sunt de aia de 4 giga. Ia uite, alt Sederam. Ăștia sunt mai scumpi. A, uite, mai am pe aici. Ai cumva și de DR3 pe acolo? Băi, cred că am, că știu că am făcut o filmare și am dat de DR... Ăștia sunt de 2. Pe așa. E 3, mă gândeam, poate să mai îmbunătățesc și eu calculatorul secundar. Ia stai, ăsta e de DR2. Dar de ce te dai așa scumpă? Este de RAM? Așa de valoros? Da. Mi-am dat cu 5 lei cu casa, mi-am scăpat de toate. O să dau și eu din ei, dar... Adică nu prea văd cine nu mai folosește, în afară de ăștia care vor să facă un calculator antic să meargă, dar... Ca mine așa. Să apar. Da, mă, lasă-mă. 5 lei fiecare, dar... Salut. Ce să fac? Uite... Îmi vând produsele să-mi cumpăr și o dischetă de Neo Geo. Mi-a zis dischetă. Da. Nu, nu e. Eu am venit primul, dar... Lumeam, nu, dar... Știu. Fiecare cu alel, băi, acolo, așa. Să știi, chiar mă bucur, e chiar aglomerat astăzi. Chiar e aglomerat, e bine, e super bine. Dacă o să vrei, o să-ți trimit și ție numărul de telefon al domnului, că l-am luat. Aha. E din Moldova, din prin Galați, pe acolo, asta e prima dată când vine Constanța, dar full, are colecții asta întregi. Are, mă, super dischete de Super Nintendo? Are. Nu de NES? Nu, și NES, am văzut una. Avea Yoshi, Sparty, nu știu ce, ceva. Ia fă-i o poză și adu-și-mi. Bă, dar chiar unde e, bă... Bă, uite-o, bă! Ia uite-o. Să-i dau discheta, mă! Ă, discheta, mă! Discheta! Nu! Ia uite aici, discheta valoroasă, mă! Hă? Am, bă, și ce-am făcut, mă? Am dat bai pe eBay și nu știu cum mi-a venit două om. Și mi-a luat și banii. Păi, bani pe două? Păi, da, mă, am dat pe... Ori n-ai tăietat, îi zic că mă cum te-ai dat ca să știu cum facem cu... Vreți să-ți arăt și tranzacția sau? Nu, mă, n-ai, ok. Și ce... Da, auzi, da, are pe aia. Aia e GoPro, alea nu. Sau nu-i de vânzare asta. Mm, asta e pentru vlog. Am înțeles. Da, eu fac vloguri. Da. Era unul mai jos cu Switch și PS5. A, PS5? Da. Joystick-uri. Nu, nu, consola. Da? Consola și cu joystick. Eu joystick PS5 mai jos. Poate s-a instalat mai târziu ca mine, așa. Dar ce era tu? Cât? Pe Switch ce era 10 minute. Mă, să... Bă, dacă arcade-ul meu, nici... Mi-a rupt în capul, nu dam așa ceva, mă. Ce da, hai, de muncă la el. Ușor, ușor. Lasă-mă, că fac proiect, calme. Arată bine griul ăla care spală ăla griul. Trebuie să iau placa și să mă duc la tâmplărie. Îmi caut pe internet un proiect de arcade și ți arată dimensiunile. Și doar mă duc la placa și le... Da, mă, și îmi pune și de aia de jur împrejur. Nu, tot. $30 am două. 15 lei bucata. Atât am dat pe ele. Adică? De aici l-am luat și eu. Mai mult pentru content îl fac, nu pentru să mă îmbogățesc, că nu te îmbogățești la... Cum fac alții? 50 de lei. Ideea e să le mai citești, mă. Ia, ia. Ai băgat?
Asta cu siguranță cred că nu, da. Dar sunt, știți, aparate, de aparaturi de alea de cum le spune la alea, mă. Și zice, s-au zgâriat din cauza că așa au venit ele. Și trebuia cu carcasă de aia dublă. Resuffer, să le zic. Resuffer? Da. Resuffer? Da. Are... Băi, ce-am arătat, am zis. Uite, dacă știam, dădeam CD-urile să mi le facă și mie. Dau 20 de lei pe ele? Nu știu dacă mi le citești. Hai, bine. Deci sunt în minus, fraților, sunt în minus aici. Bă, ca la obor, mai ce să-i... Da, 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 așa este, fiecare cu... Da, da. Bă, stai, rămâi cu marfa, știi? Vânzare plăcută. Mersi mult. Sănătate numai bine. Mulțumesc și eu. O zi bună. Mersi la fel, sănătate. La revedere. Sursa cât o dai? 10 lei. Am luat-o de la Dedeman cu 50 sau 70 de lei, cam așa. E de, de 12 volți. Poftim? Păi, luați mai multe? Dacă îmi spuneți cutie. Dacă luați jumătate marfă, 5 lei bucata, orice. Și mânuși, nu contează, 5 lei bucata. Le-a spălat, le-a călcat. Deci toate sunt bune, nu sunt rupte, nu... Și căruța asta... A, n-am, că n-am bebeluș. Ok. Mai e mare. Stai așa. Avem și de aia mai mari și de mai mici. Ea era slăbuță înainte, acum... Am și DDR1 și DDR2 și asta se deram. Să merg numai la... Vintage. Numai la reciclat. Da, da, astea am unele de 256, mai rar să mai găsesc, da? Nu mai e. Știți care e chestia? Trebuie să ai mulți RAM ca să poți să scoți ceva. Nu e vorba de asta, eu sunt reciclator, dar eu doar le colectez, le cumpăr și le trimit la cel care... Am înțeles, am înțeles. Îți dau 50 de lei ca să le... Da, domnule, de alea acolo. Dar în afară de asta, te rog frumos. Asta da, asta e DDR2. DDR1. DDR1. Și ăsta e SD-RAM. Ăștia vreau să-i dau cu 5 lei bucata. Ok. Și să mai dau... Plăcile nu le dau foarte, timp că alea sunt... Măcar să iau 25 de lei pe ele. Pe ăsta, pe... Cred că am 100 de kilograme în garaj de plăci de astea. Plăci de alea? 100 de kilograme, cred că așa. Adică întregi? Întregi, întregi. Și de astea așa vechi? Da. Le cumpăr, îți dau cu 10 lei bucatele, 5 lei bucatele. Să nu fie vreo pacă de aia, cum să zic eu, exact astea, interesantă mai pentru mine. Că mai sunt unele care sunt bune, că au fost la vremea lor bune, da, înțelegeți? Da, punguță, să iau la mine. Cu cât le-am luat, cu atâta le dau. Deci nu... SSD-ul nu ai, nu? Ce? SSD. Nu. Nu. Sănătate, numai bine. Mersi mult. Ăla e de Game Boy Advance Wireless. Ce vrei pe el? 15 lei. E mai mult pe internet ăla. Știu că să dăm jocul pentru el momentan. Trebuie să-mi iau și un card. Nu am card. Te-aș ajuta, dar cred că domnul de acolo are carduri. Ce, o dată de Game Boy Advance? Cred că da. Nu știu. Doar din China știu de așa ceva. Păi a venit niște prieteni de-ai mei. Am văzut. Am niște prieteni de-ai mei, a venit cu, cred că, R4 de ăla de... Sau nu, 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 R4 este pentru DS. DS, da, da. Asta folosește altceva. De la domnul a venit cu ele. Poți să dau... Sigur. Da. Pe ăsta poți să lași cu 10? De curiozitate. 15 lei am dat pe el, da. Înțelegeți? Și le dau cu câtele, adică eu mai mult pentru content. Atât. Am înțeles. Tu nu te îmbogățești pe chestiile astea. Nu sunt samsar sau de-astea. Când e o dată pe an, nu e samsar. Am înțeles ce face. Vezi? Am înțeles acum ce face. Trebuie să mai pe cineva care să te joci, care să aibă și el unul. Da? Credeam că este exclusiv pentru un anumit joc. Nu, e pe conexiune, să faci la dublu. Am înțeles. Nu știu, nu se mai există pe cineva să mai aibă încă unul ca asta. Mai găsești pe internet, pe OLX. Prin cablu mai fac. Dar le dă cu 50 de lei bucata, 40. Am
înțeles. Sunt mai scumpe pe net. Nu, mă gândeam că e pentru un joc la care efectiv nu poți să joci altfel. Da, da. Doar cu el. Bun, mersi frumos. Plăcere. Spor la treabă. Mersi. Nici nu știu cât să cer, cât doar dumneavoastră. Mai mult cu cablu, măi. 5 lei, cât să? Ăla 10 lei. Dau 5 lei pe el? Da, 5 lei. Te rog. Da, da. Hai. 5 lei. Orice joc, 10 lei bucata. Cu calculatorul ăsta și cu placa aia, 30 de lei. Le dau să scap de ele. Cu tot, cu joystick-uri, 100 de lei. E funcțional? Da. Poți să te uiți pe canalul meu de YouTube dacă vrei. L-am pus la probă să văd dacă funcționează. E fără acumulator. E la seria 90.000. Îți mai dau și o placă video dacă vrei. Te blindez aici dacă vrei. Carcasa și cu placa aia 30 de lei. Dacă vine cineva și îmi dă mai mult, am dat-o. Da, părere. Da? Șeful de Nintendo ai nimic, a? De Nintendo, ca de care Nintendo? Că sunt mai multe feluri. N64, ăla sunt CD-uri, dar nu, de la vechi, Sega. Nu aduc, știu, Super Nintendo. Da, ăla cu casă de legat. Am acasă colecție, nu e bine să vii cu ele în târg, că nu ți le ia nimeni. Ăla este o clonă de la Sega Mega Drive. Îi zice Rodica și are 6 jocuri inclus. E pe baterii, funcționă, are cablu tot, decât să... Câte jocuri are? 6 jocuri. Ăla e un convertor. Era de la ADL pentru bota e. E, ăla e de la Sega, Atari, Amiga. Un joystick foarte bun ăla. Ce? Ventilatorul ăla. Da, de 120. Da, merge și pe ăla. Ia zi, tată.